Bună ziua, stimați colegi! Sper că mă auziți și mă vedeți. Da, se vede și se aude. Minunat, minunat! Mă bucur că suntem astăzi împreună, măcar așa online, la această discuție. Probabil dumneavoastră v-ați întrebat de ce organizăm noi astăzi Institutul de Filologie Română Bogdan Petrucei Cucașteu. De ce organizăm tocmai astăzi, 13 aprilie, o conferință științifică dedicată creației domnului academician Mihai Cimpoi? Știți bine că evenimentul n-a fost programat la începutul anului și nu este legat de un moment omagial. Aceasta însă nu-l face mai puțin binevenit, nu-i așa? Dragi colegi, suntem deja în al doilea an de pandemie, nu ne întâlnim decât online. Cărțile colegilor noștri, cărțile noastre au un circuit închis, deoarece noi nu ne putem întâlni, nu putem să împărtășim față în față așa bucuriile noastre editoriale, nu putem face schimb de cărți, nu știm decât din auzite ce s-a mai publicat, ce s-a mai editat la institutul nostru. Bună ziua, domnule academician! Da, bună ziua! Bună ziua tuturor! Pare bine Domnul. să ne vedem măcar de la distanță și să discutăm așa cum putem, cu mijloacele oferite de cine? Zoom, de Zoom sau da, îmi pare Da, bine. de data aceasta de colega noastră, Olesea Gârlea, care a rugat Micu să ne primească. Fază de Zoom, da? De Zoom. Da. Pare bine. Dragi colegi, cum bine știm, domnul academician Mihai Cimpoi în fiecare an ne pune la dispoziția noastră cărți, noi cărți foarte valoroase. Vă fac o mărturisire și o mea culpa cumva, că nici în timpuri mai bune nu se organizau la noi la institut lansări ale cărților domnului academician Mihai Cimpoi, lansări pe potriva cărților, lansări care să aducă cărțile mai aproape de cititor. Nu știu de ce, domnul academician este de o modestie mai rar întâlnită, ne aduce cărțile, le pune pe masă și nu ne îndeamnă să facem lansări. Ar trebui noi să ne pricepem, ar trebui noi să venim cu inițiativa și. Dar uitați-vă că ce nu s-a putut în timpuri mai bune se poate acum. Se poate și pe Zoom, se poate și pe Google Meet, se poate și așa cum este, dacă nu e mai bine. Important este să ajungem mai aproape de cărți. Important este cărțile să circule. Trebuie să dăm cezarului ce e cezarului. Adică domnul academician ne propune cărți bune și de ce să nu le punem în valoare prin lectură, prin interpretare, prin dialog? Dragi colegi, trebuie să vă previn că și să vă cer permisiunea să înregistrăm acest eveniment. Acestui protocol trebuie să avem acceptul tuturor colegilor că noi că-l putem înregistra și îl putem păstra în arhiva noastră. Așa cum spuneam, dragi colegi, aceasta este miza conferinței noastre de astăzi. Să ne apropie de carte bună. E o provocare la lectură, e o provocare la dialog, un dialog despre cărțile domnului academician Mihai Cimpoi, în special despre cele mai recente cărți, iată, vi le arăt aici, Hiperion și Demiurg, Luceafărul mit și dramă existențială. Este un studiu Iași, apărut la Iași, la editura Princeps Multimedia, a apărut în 2019 și Petru Creția, Epos Logos Eidos, a apărut la Târgoviște, editura Biblioteca, în 2020. Aceste două cărți, dar nu doar acestea, pentru că domnul academician are o listă lungă și bogată de cărți foarte bune,
despre care merită cu prisosință să vorbim și invitații institutului nostru de astăzi la această conferință sunt următorii. Domnul Paul Cernat e colegul nostru de la Academia Română, doctor în filologie, critic și istoric literar de prima linie, bine cunoscut și foarte apreciat în mediul academic și literar. Sper că domnul Paul Cernat este conectat. Bună ziua tuturor, mă vedeți? Eu vă văd pe toți, vă aud. Cred că mă văd. Minunat. Da. Minunat. Apar într-o fereastră pe ecran, într-un colț, ceea ce înseamnă că mă văd. Ar trebui să mă văd. Minunat, ne pare bine, ne pare bine să fim împreună cu dumneavoastră astăzi, domnule Paul Cernat. Foarte bine să ne vedem, chiar și pe calea asta distanțată. Da, da, trece pandemia o zi și ne vedem și față în față la evenimentele Academiei noastre, a Institutului, la evenimentele Academiei Române, așa cum am avut bucuria de a o face în timpuri mai bune. Dragi colegi, vom antrena și istorici, critici literari de la Institutul de Filologie în această discuție. Este vorba de domnul profesor Andrei Țurcanu. Sper că domnul Țurcanu s-a putut conecta. Știu că nu se simțea prea bine. N-am văzut. Nu s-a conectat, n-am văzut. Nu s-a conectat. Îl așteptăm. Între timp poate vine, între timp poate se conectează. Sper că s-a conectat doamna Maria Șleachtițchi. E domnul Sergiu Cogut, îl văd aici. Olesia Gârlea este. Doamna Oxana... Oxana. German. Da, sunt. Este Oxana. Bună ziua, dragă Oxana. Să te uite relele, așa cum mi-a fugit mie numele tău de familie. Domnul Dumitru Apetre, îl văzusem. Galina Anițoi, sper că este. Da, este. Da. Bună ziua, sunt. Așa. Da, dar, dragi colegi, nu doar cei înscriși în acest program sunt invitați să vorbească, să-și expună opinia, dar dumneavoastră toți, cine dorește, cine are ceva de spus, cine cui vine vreo idee pe parcurs, vă rog să nu ezitați, vă rog să îndrăzniți, interveniți, cum am spus, nu este un monolog, nu este o conferință foarte rigidă, așa încât să nu îmi permitem nicio fisură, nimic. Este un dialog, este o masă rotundă aici pe Zoom, este o discuție și cu drag vom auzi toate opiniile. Mă gândeam, citind Hiperion și Demiurg, că toate cărțile domnului academician sunt daruri intelectuale deosebite, dar cu atât mai importante și mai interesante sunt noile cărți despre Eminescu, care vin de la un eminescolog consacrat. Așa? Este foarte interesant de știut ce aduce o nouă carte despre Eminescu, despre creația lui Eminescu, venind din perspectiva unui specialist notoriu, unui specialist care și-a dedicat ani mult, întreaga viață, studierii creației lui Mihai Eminescu, care cunoaște pe din afară și creația, și opera, dar și dosarul exegetic. În acest context aș zice că Hiperion și Demiurg este o lume de semne. Este o inginerie exegetică la care participă mulți, mulți meseriași, multe nume tari, nume grele ale exegeziei eminescene, pornind de la clasici, Călinescu, Perpesicius, Maiorescu, mai încoace și Roza del Conte și Noica și Zoe Dumitrescu, Bușulenga și Marin Mincu și Eugen Simion. Deci o galerie de nume de eminescologi cunoscuți și dar și mai puțin cunoscuți. Trecând prin lumea lor de semne, de interpretări, de hermeneuce, dar și prin bibliotecile Luceafărului, mă refer la toate versiunile acestui poem,
Domnul academician intervede noi sensuri, noi fante de lumină ale Luceafărului, acestui poem atât de frumos. Iată că la această etapă de coacere hermeneutic, când Luceafărul a trecut prin toate cuptoarele exegezii, domnul academician interpretează acest poem deopotrivă drept mit, așa, dar și dramă existențială, potrivit acestei interpretări, Mihai Eminescu își confirmă tragismul ființei sale. Prin lectura Luceafărului, ființa poetului apare drept o figură a hibristului. Sunt multe observații aici foarte valoroase în acest volum. Mă gândesc că acum treacă doar la câteva. Domnul academician observă că ființa eminesciană are o gândire de sine paroxistică, intens interogativă, interogativă într-o percepere a crudei taine existențiale. Și de aici conchide domnul academician derivă marea pasiune de cunoaștere, coborând până în abisurile ontologice. Fiind pasionată de cercetare, ființa eminesciană preferă căutarea găsirii. Așadar, preferă căutarea, fiind totodată sintetizatoare, aspirând totodată spre o cuprindere holistică a lumii. Toate aceste observații sunt traversate de inconfundabilele nervuri stilistice ale domnului academician. Le recunoaștem din prima. Vă citesc așa ca să vă anim, ca să vă incit, doar o frază care mie mi-a plăcut foarte mult. Nu în ultimul rând se cade, scrie domnul academician, se cade remarcat în natura chenotică a ființei mnesciene, starea de chenoză, adică starea de suferință perpetuă și sfârșietoare, fiind caracteristică esențialmente sfântului și geniului. Semnificativă în această privință este apariția fantasmatică, în Împărat și Proletar a regelui Lear al lui Shakespeare, simbol al trăirii progresive a suferinței ca o ureașă povară existențială. Acolo, prin aer, în noaptea înstelată, trecea cu barba albă pe fruntea întunecată, cu nuna cea de paie îi atârna uscată, moșneagul rege Lear. Și observația domnului academician. Scufundarea în delir a autorului Luceafărului poate fi înțeleasă ca de crate-mă Lear. Frumos, nu-i așa? Dragi colegi, parcursul prin marele text eminescian și prin împrejurimile acestuia a condus inevitabil și spre o întâlnire cu Petru Creția, cum bine știm, editor și exeget al creației eminesciene, o personalitate de excepție a culturii românești, poet, filosof, traducător din greacă și latină, numit de Constantin Noica întâiul om de cultură în viață. Domnul academician îi relevă contribuțiile eminescologice aici, valențele discursului esteistic, greutatea ideilor și suplețea ideilor, potriveala stilului, savorile limbajului și, desigur, bogatul dosar exegetic. Dragi colegi, abia aștept să ascult opiniile noastre despre cărți. Așa cum am spus despre Hiperion și Demiurg, despre Petru Creția, dar și despre alte cărți care v-au atins, care v-au format, care v-au ajutat să veniți mai aproape de Eminescu și de alți autori. Discutăm pe parcurs, mai intervin eu pe parcurs. Acum aș vrea să-l salut încă o dată pe colegul și prietenul nostru, Paul Cernat, și să-i mulțumim pentru că a avut bunăvoința să participe la discuția noastră într-o zi specială pentru familia domniei sale. Este și ziua de naștere a Biancăi Cernat. La mulți ani, dragă Biancă Cernat! Mulțumesc pentru ei. Mulțumesc frumos. Doamne directoare, da? Îmi permiteți și mie câteva cuvinte. Sigur că o să-l ascultăm cu deosebită plăcere pe domnul profesor Paul Cernat. Știm că noi l-am căutat drumul spre Cernat, drumul spre centru a fost cam cu multe bucle, așa, dar l-am găsit
și-a schimbat și domiciliul, am impresia. Da, și da. Faptul că cei ce am trimis eu, cărțile au ajuns, sper că au ajuns, acum cărțile ajung foarte greu, cu întârziere de o lună, de chiar și mai mult. De la Târgoviște am primit cam timp de două luni a ajuns o carte de-a mea. Câteva cuvinte doar. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru această idee de a lansa cărțile mele care au apărut în ultimul timp. Ele se axează în fond, după cum observați, pe două personalități, pe Eminescu și Maiorescu, fiindcă am avut și o întretăiere, ca să zic așa, de aniversări. Au fost în 2020 170 de ani de la nașterea lui Eminescu și 180 de ani de la nașterea lui Titu Maiorescu. E bine, Eminescu este sărbătorit în chip deosebit. Maiorescu a stat de data aceasta în umbră lui Eminescu. Am impresia că numai noi, aici la Institut și la Centrul Eminescu, am organizat o conferință consacrată lui Titu Maiorescu. Îmi pare bine și aici împărtășesc bucuria doamnei directoare Nina Corcinski, că participă eminentul critic literar Paul Cernat, care a publicat, a avut un substanțial articol, portret în Dicționarul General al Literaturii Române despre Maiorescu și eu am avut ideea de a aduna și articolele lui Titu Maiorescu despre Eminescu. Este în premieră absolută, ca să zic așa, nu s-a făcut acest lucru în spațiu românesc. Poate din cauza că lumea noastră crede că Titu Maiorescu a scris un singur articol despre Eminescu, Eminescu și poeziile lui, în anul chiar, când poetul nostru a plecat la cele veșnice. E bine, eu m-am gândit că în acest volum ar fi bine să includ și fragmentele din alte articole a lui Maiorescu, unde sunt pagini, deci numeroase, în care se referă la Mihai Eminescu. N-am putut include, din păcate, referințele lui Titu Maiorescu din discursurile parlamentare ale lui Titu Maiorescu. Ele au apărut nu de mult, într-un fel repetă și referințele lui Titu Maiorescu din jurnalul său. E bine, dar nici acest jurnal, din păcate, până la ora asta nu-l avem. El e scris în limba germană, așa încât așteptăm și acest jurnal. Eu am spicuit așa anumite pasaje de la alții nescologi și am făcut eu un jurnal așa pe marginea jurnalului lui Titu Maiorescu. Deci așteptăm apariția de la domnul academician Eugen Simeon, domnul președinte Eugen Simeon. Am informație că doi germaniști de acum se ocupă de pregătesc jurnalul lui Titu Maiorescu, îl traduc, îl comentează și îl pregătesc pentru tipar. Eu îl aștept și eu cu nerăbdare, fiindcă m-am înțeles cu editura Lumimea,
unde a apărut această carte. Lumea mă confundă cu Titu Maiorescu, sigur că îmi face o deosebită plăcere. Cartea nu este a mea, cartea este a lui Titu Maiorescu, este coordonată de mine. Colegul meu, Andrei Strâmbeanu, nu e, e, zice, a ta, fiindcă tu te-ai gândit să faci această carte. Voi reveni la ea, am o înțelegere cu editura Junimea ca să includ și fragmentele din discursurile parlamentare, care trebuie un pic studiate și sigur că am să le comentez. Plus, trebuie corectate unele mici greșeli care s-au strecurat. Aici aș vrea să-i mulțumesc doamnei profesoară Olesa Gărilea, care m-a ajutat să pun la punct textele în limba germană. Vă mulțumesc, doamna Olesa Gărilea. Vreau să mă laud, dragi colegi. Ieri am primit o veste bună. Biblioteca Națională a Germaniei mi-a solicitat să trimit aceste cărți. Deci, iată că nemții se preocupă și ei de Titu Maiorescu. Mă bucură această solicitare. Câteva cuvinte despre Narcis și Hiperion. Este prima mea carte despre Eminescu. Despre Hiperion și Demiurg. Încă în tinerețe, fiind student la Chișinău, am visat să scriu o carte despre Lucian. Numai și numai despre Lucian. Bine că n-am scris-o. Am scris-o acum, mai târziu, când dețin foarte multă informație, când am studiat. Marin Mincu, regretatul, spunea în studiul colectiv la cartea lui despre Luceafăru, că la 1971, Lenuța Drăgan, bibliografa de la Biblioteca Universitară Mihai Eminescu din Iași, a enumerat 950 de studii despre Luceafăru. Sunt sigur că acum sunt cu mult mai multe, din 1971 până acum s-au scris enorm. Numai în Italia au apărut 4 monografii despre Luceafăru, ultima fiind a doamnei profesoară Gisele Vanese. Și în felul acesta, cred că numărul de studii despre Luceafăru, cred că atinge cifra de 2000. E cu a mea... 2001. Eu mi-am propus, așa cum se spune și în subtitlu, să prezint Luceafăru ca mit și ca dramă existențială și să demonstrez că Eminescu este un poet tragic. Câteva cuvinte despre Petru Creția. Această carte face parte din proiectul pe care îl avem noi. Colegul Iulian Filip cred că va spune câteva cuvinte despre acest proiect cu editura Biblioteca din Târgoviște. El făcând parte, Petru Creția, din școala literară și artistică, așa zic eu, de la Târgoviște, cunoscută ca școala de proză de la Târgoviște, a fost legat de această școală și cred că a fost meritul deosebit al lui Petru Creția este acela de a fi dus la bun sfârșit ediția Perpesicius, ediția națională. Acum, slavă Domnului, avem, știți dumneavoastră, facsimilate cele
1600 de pagini de jurnal al de căiete ale lui Eminescu, datorită academicianului Eugen Simion. Don Caramitru, pe când era ministru al culturii, a adus un copiator performant super, care a restabilit aceste, ca să zic eu așa, textele lui Eminescu, fiindcă a luat și urma însemnărilor cu creionul care nu se mai văd astăzi. Ori copiatorul le-a restabilit. Și avem, iată, aceste caiete integral în 38 de volume, le deținem și noi la Centrul Eminescu din Chișinău. Două, trei cuvinte despre cartea mea despre Titu Maiorescu. Am avut studii mai vechi, am și editat la Chișinău un volum de selectiv de Titu Maiorescu. Am scris atunci un mare studiu introductiv. Apoi, după ce am citit conferința Eseu Duminical al lui Constantin Noica, am mai adăugat un eseu în acest volum și, bineînțeles, că am completat cu un eseu, este ultimul din această broșură, să zic eu așa, deși este mărișoară, o broșură așa măricică, despre cele două existențe elective, Titu Maiorescu și Eminescu. Cam atât încolo, aștept să văd ce ziceți despre cărțile mele. Eu sunt bucuros să am și cronile în suplinare. Eu le scriu cu plăcere despre scriitorii întreg spațiul românesc și nu numai, din afară, așa încât aș fi bucuros să am niște cronici la aceste cărți. Vă mulțumesc pentru prezență, succese aceste conferințe și mulțumesc tuturor pentru prezență. Mă bucură încă o dată, vă spun, prezența lui Paul Cernat, un critic eminent din echipa lui Eugen Simion, din care fac parte și eu, și care s-a ocupat de asemenea de Titu Maiorescu în ultimul timp. Da. Vă mulțumesc frumos, domnule academician, pentru cuvintele pe care sper să le merit din partea dumneavoastră. Și vă felicit și pe această cale pentru contribuțiile dumneavoastră de constructor cultural, aș spune, într-o perioadă, iată, foarte, foarte dificilă, foarte, foarte neplăcută a fost acest an pandemic în care am fost nevoiți să ne distanțăm unii de ceilalți. Avem ocazia să fim împreună datorită acestui volet splendid editorial cu o coerență internă pe care îmi place să o subliniez și coincidența face ca această dublă aniversare, cifră rotundă, Maiorescu-Eminescu, să coincidă cu un an al distanțării. De ce spun asta? Pentru că tema asta depărtării și a distanței apare în cel puțin una dintre cărțile dumneavoastră, în cea cu Hiperion și Demiurgul, despre variantele Luceafărului, tragismul depărtării, tragismul acesta al distanțării. Se întâmplă ca la finalul anului trecut să fi avut un curs despre Junimea, un curs general despre Junimea la Facultatea de Litere a Universității din București, în care, evident, Eminescu și Maiorescu au fost personaje
principale. Din păcate, nu am avut în acel moment cartea dumneavoastră despre antologia textelor maiorescene despre Eminescu. Ar fi prins foarte bine, a ajuns mai târziu la mine, dar va servi foarte mult în discuțiile cu studenții pe care le voi avea la cursurile următoare. Toate aceste cărți au o dublă utilitate, aș zice eu. Este o utilitate istorico-literară și, în al doilea rând, una cognitivă. E o alianță a istoriei literare și a hermeneuticii pe care academicianul Mihai Cimpoi a exersat-o de-a lungul întregii sale opere, îndrăznesc să spun, dar care în acest an special, Maiorescu Eminescu, își capătă o semnificație particulară. Sunt contribuții semnificative la exegeza acestor personalități tutelare ale culturii române, în condițiile în care pare că s-a scris totul și ceva pe deasupra despre fiecare dintre aceștia. Iată că rămân încă multe lucruri de spus, încă multe nuanțe de făcut, încă multe deschideri. Și academicianul Mihai Cimpoi ne oferă aceste deschideri, care sunt și niște provocări. Ele sunt niște provocări adresate actualității, pentru că și Maiorescu și Eminescu sunt confruntați, de fapt, cu provocările actualității noastre și, dincolo de importanța lor patrimonială, este testată prin intermediul acestor studii, investigații, cercetări și ceea ce au în continuare de transmis generațiilor tinere actualității. Evident că, în cazul lui Maiorescu, putem să vorbim despre un autor la modă. Nu în sensul ăsta trebuie să privim relația lui cu lumea noastră postmodernă. Maiorescu nu mai este la modă, dar este un autor care este foarte necesar. Chiar dacă, sigur, contextul politic, social, cultural, instituțional s-a schimbat enorm din epoca lui Maiorescu până în zilele noastre, felul de a face critică și așa mai departe, rămâne acest dar această calitate supremă a lui Maiorescu, pe care academicul Simeon o subliniază cu convingerea aceea de strateg al valorilor. Este o formulă care îmi place și o formulă care îi se potrivește foarte bine lui Titu Maiorescu. Titu Maiorescu este un critic care subordonează în permanență teoreticul praxisului. Teoriile lui Titu Maiorescu nu pot fi desprinse de această vocație de constructor și de strateg de valori, de creator de sisteme, de sisteme culturale, de sistem instituțional. Maiorescu este, de fapt, un creator de canon estetic, de canon intelectual în cultura română. Și tot ceea ce a făcut el, tot ceea ce a scris, se subordonează unui proiect major, meritocratic, de care avem și astăzi mare nevoie. Maiorescu este în mod esențial un constructor și un meritocrat. Dar gândirea lui strategică, nemțească, aș putea să spun, de Clausewitz al criticii, este ceva care ne lipsește sau care nu ne prisosește și de care avem în continuare nevoie în acest timp al dezbinării, al parohializării conflictuale. Este mai mult decât critica de text, pe care Maiorescu n-a practicat-o, după cum știm, decât sporadic, intermitent. Alta era ordinea priorităților în acel timp, dar Maiorescu a fost un om al priorităților. A știut să selecteze prioritățile și una dintre prioritățile sale a fost, aș zice, chiar impunerea lui Eminescu. O carte câștigătoare în edificarea canonului estetic maiorescian. Au fost două cărți pe care Maiorescu a jucat și pe care a câștigat. Una care ținea de trecut și de prezent, alta care ținea de viitor. Alexandrie era cel care ținea de trecutul și prezentul culturii române, era poetul național din acel moment. Eminescu era poetul viitorului, poetul prin intermediul căruia Maiorescu s-a exersat cu succes și ca profet, deși nu era un spirit profetic, totuși a văzut
perspectiva pe care geniul eminescian a deschis-o în cultura română. Și antologia aceasta quasi completă de texte mai eminescene despre Eminescu, pe care academicianul Mihai Cimpoi ne oferă, ilustrează acest lucru. Sigur că mai sunt de adăugat o serie de detalii pe măsură ce va fi editat și ultimul volum din jurnalul lui Titu Maiorescu. Ele vor fi cu siguranță adăugate, așa cum ne-a anunțat deja academicianul Cimpoi. Sigur că ar mai putea fi pescuite la rigoare și referințe din discursurile parlamentare, cum de asemenea spunea domnul academician, dar grosul este aici și avem în acest volum, într-adevăr derutant prin felul în care este pus în pagină, în copertă, Titu Maiorescu, epoca Eminescu. De fapt, este un volum academicianul Cimpoi despre această relație Maiorescu-Eminescu. Avem, deci, prin intermediul acestui volum, un dosar al relației între Maiorescu și Eminescu, o rețea de referințe, o constelație, aș putea să spun, de referințe, care nu se reduce în mod evident numai la titlul Eminescu și poeziile lui sau la prefața ediției de poezii din 1883, ci include quasi totalitatea trimiterilor la Eminescu din scrierile publice și din scrierile private ale lui Maiorescu, incluzând, desigur, jurnalul și corespondența. Avem și o sistematică a acestor texte, o bibliografie, un dosar critic și istorico-literar care însoțește această selecție documentară, extrem de utilă pentru orice studios, pentru studenți. Este o carte care nu va trebui să lipsească din bibliografie, fără doar și poate. Este un, cum se spune astăzi în engleza noastră cea de toate zile, un must have, o carte pe care trebuie să o ai. Această carte despre epoca Eminescu este și o propunere interpretativă a academicianului Cimpoi. Ideea unei epoci Eminescu pe care Maiorescu a văzut-o, a întrevăzut-o, este un punct de vedere critic deja. Relația dintre maiorescianism și eminescianism e discutată și în celelalte volume. În Titu Maiorescu și lumea noastră postmodernă este chiar un capitol special despre această dublă influență în posteritate. Și Eminescu și Maiorescu au avut o posteritate enormă, intelectuală, culturală. Și întrepătrunderea acestor posterități este discutată admirabil în această carte despre Titu Maiorescu pe care o am în față. O carte care pornește de la un eseu al lui Noica din 1940 despre lumea contemporană de atunci și ajunge la lumea noastră contemporană, la lumea noastră relativistă, în care un spirit olimpian, autoritar, precum Maiorescu, e privit cu destulă mefiență în anumite cercuri, văzut ca depășit și mai departe. Sigur că sunt multe lucruri care datează până la urmă în orice critic din secolul al XIX-lea. Pe de altă parte, Titu Maiorescu este cel care a pus temelia, fundația, a construit fundația unei culturi. Și cred că merită să ne gândim la această capacitate unică în cultura română de edificare, de construcție, nu doar în plan literar, ci și în plan instituțional, pentru că tot ceea ce înseamnă universitate, academie română modernă, datorează enorm lui Titu Maiorescu felul în care Maiorescu a construit cu ajutorul politicii sale axiologice cultura română modernă. Sunt generații întregi de filozofi, de psihologi care îi datorează enorm lui Maiorescu, dar nu numai atât. Junimea a fost și o pepinieră de oameni de știință. Dacă ne uităm pe culoarele universităților, o să vedem, indiferent că
suntem în facultate de matematici, de științe ale naturii, de litere, de filozofie sau de drept, portretele, galeriile de portretele unor discipoli ai lui Maiorescu, oameni care au trecut pe la Junimea și, în fine, e mai mult decât un întemeietor literar, Titu Maiorescu. Este o lecție de seriozitate, de disciplină, de rigoare axiologică. Încă o dată, lumea noastră postmodernă are mare nevoie de asemenea spirite și de regăsirea unei arhitecturi a valorilor, unei arhitecturi a exemplarității valorice. Cartea despre Hiperion și Demiurg, despre variantele Luceafărului, este un tur de forță, aș zice, și istorico-literar, pentru că academicianul Cimpoi face un survol foarte serios al exegezei enorme dedicate acestei probleme, dar și o rețea, încă o dată o rețea de deschideri, de trimiteri culturale către texte uneori surprinzătoare, alteori mai cunoscute. Aproape aș putea să spun că nimic din ceea ce este Luceafărul eminescian nu îi rămâne străin academicianului Cimpoi. Și văd în această carte un complement al cărții de tinerețe despre Narcis și Hiperion, deci un fel de, zicem, rotunjire a unui proiect mai vechi, cu numeroase contribuții exegetice și hermeneutice dedicate Luceafărului eminescian. E o propunere hermeneutică foarte solidă. Trimiterile la Giordano Bruno sunt pe alocuri entuziasmante prin așa, ca stimulent intelectual. Nu am acum timp să intru în detalii. Închei însă intervenția mea subliniind încă o dată interconectarea de proiect major a acestor cărți, la care se adaugă desigur și cartea despre Petru Creția, eminentul editor al lui Eminescu și un scriitor, un eseist extrem de fin și de profund. El însuși eminescian în fibra subtilă a creativității sale. Închei felicitându-l pe academicianul Mihai Cimpoi pentru această tenacitate constructivă de care e nevoie. Cred că maiorescianismul constructivul, maiorescianism pentru care pledează academicianul Cimpoi, se regăsește în această vocație pe care domnia sa o manifestă, vocație edificatoare, și cred că aceste cărți reprezintă, într-un moment cultural destul de greu, destul de dificil, un stimulent, dovada că se poate, că pofida tuturor greutăților, cultura română merge înainte, exegeza eminesciană și exegeza maiorescianul merg înainte, și faptul că ne aflăm, iată, împreună, chiar și pe această cale electronică, foarte multă lume discutând despre cărțile în spețe și despre contribuțiile academicianului Cimpoi, arată că normalitatea este posibilă și trebuie să luptăm în fiecare moment pentru ea. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule Paul Cernat. Foarte interesantă intervenția dumneavoastră și cum ați pus în lumină aceste trei nume și interconexiunile între ele, Maiorescu, Eminescu, Petru Creția, deloc întâmplătoare alegerea domnului academician. Da, într-adevăr, Maiorescu nu e la modă, dar e canonic, deci e mereu actual, e etern, îndrăznesc să spun. Și o nouă înțelegere, o înțelegere îmbogățită, nuanțată a creației lui Eminescu se produce și prin acțiunea de a pune lupa, de a pune reflectorul asupra celor care au marcat destinul literar al poetului, cum este Maiorescu,
o figură emblematică a culturii românești. Dacă Eminescu a reprezentat paternul poeziei, Maiorescu l-a reprezentat pe cel al criticii și profeția lui s-a dovedit cât se poate de adevărată. Secolul 20 va evolua literar în lumina modelatoare a lui Eminescu. Iată că este cât se poate de adevărat. Dragi colegi, intervin eu. Da, vă rog, domnule Crețan. O scuză franteză, în primul rând, în sens să-i mulțumesc distinsului coleg Paul Cernat pentru această prezentare generoasă și aș menționa în mod special accentul pe care l-a pus pe problema valorilor. Iată că Maiorescu este cel care ne ajută acum să discutăm problema valorilor. E ceea ce se cere în acest context al postmodernismului. E cel care, în primul rând, ne-a inclus în dialogul valoric european. Un întâmplător a spus-o și în articolul despre Eminescu, că este personalitate europeană. Deci este primul eminescolog care a spus lucrul ăsta și pe care s-a fundamentat întreaga eminescologie. Și astfel încât acest învechit, între ghilimele, Maiorescu, iată că revine în actualitatea noastră ca să discutăm ce se întâmplă astăzi cu valori. Vă mulțumesc, coleg, și mergem mai departe. Vă mulțumim. O scurtă intervenție din partea domnului Filip. Înțeleg că domnul Filip... Da, mi-a plăcut solicitarea domnului academician ca să vorbesc un pic despre relația Mihai Cempoi-Târgoviște. Se aude și mă văd, da? Da. Eu cred că prietenii noștri de la Târgoviște au beneficiat din plin de situarea lor între cele două academii, unde domnul academician are treabă, cea de la București și cea de la Chișinău. Și ce s-a întâmplat cu laboratorul academic al lui Mihai Cimpoi la Târgoviște e o situare extraordinar de frumoasă între cele două academii. Pentru că Mihai Cimpoi, cetățeanul de onoare a Târgoviștei, nu are deloc statutul onorific, așa cum se percepe la noi. Deci e o prezență și un ritm în fiecare an de implicare care trebuie de deslușit, pentru că în fiecare an, deci simpozionul din august în Târgoviște, simpozion care a fost generat de existența și de activismul lui Mihai Cimpoi, care tot în toamnă e președintele juriului la cel mai longeviv concurs național cărturăresc de creație literară, Moștenirea Văcăreștilor, și în toamna Bobocilor, în fiecare toamnă, Mihai Cimpoi prezintă o nouă carte, adică de la Ion Heliade Rădulescu la Vale până la Petru Creția, fiecare an târgoviștean al lui Mihai Cimpoi înseamnă o carte nouă. Deci lucrurile poate s-au întâmplat așa în triunghiul celor 3C, Creangă, Cimpoi, Corbu, la Iași. Această bibliotecă crengeană de la Princeps Multimedia, care depăși deja 30 de volume, dar aici Mihai Cimpoi e coordonator, la Târgoviște e autor. De ce, ceea ce au înțeles prietenii noștri de la Târgoviște să-l exploateze din plin pe Mihai Cimpoi și această testare permanentă în fiecare an îl scoate la scenă deschisă cu o prestanță de creativitate foarte pe Mihai Cimpoi la scenă deschisă. Vorbesc de Capitala Voievodală și Olecu
nedumerirea doamnei director Nina Corcinske legată de modestia domnului academician Mihai Cipoi, mă rog, cu aceste cărți pe care le pune pe masă, dar nu insistă să se producă evenimente, cel puțin de aceeași rezonanță care se întâmplă acolo la Târgoviști și la Academia noastră și la Chișinău. Deși am vorbit în câteva rânduri, instituția Mihai Cimpoi a transplantat centrul valoric al evenimentelor cărturărești la Chișinău, la Academie. Adică cu trecerea domniei sale după incidentul de pomină la Uniunea Scriitorilor, toate au trecut la cele mai valoroase, la Academie de Științe. Lucrurile astea am vrut ca să le vorbesc, am primit numai ce varianta electronică a literelor din martie-aprilie, unde cetățeanul de onoare a Târgoviștei, Mihai Cimpoi, are o rubrică permanentă, lunară, și e prezent și de data aceasta cu lucrătura lui lunară și o sincronizare foarte frumoasă cu evenimentul de astăzi, care chiar e frumos că se întâmplă. Domnule academician, sănătate și poftă de toate în continuare. Chiar e curios, la anul ce carte și ce autor veți radiografia după Petru Crețe, pentru că am fost într-un fel implicat și am văzut ce șantier complex, pentru că e complex acest autor, Petru Crețea, ați declanșat timp de un an de zile. Da, vă mulțumim, domnule Iulian Filip, și eu mă întrebam cine urmează după Petru Crețea, domnule academician, cu ce vă provoacă târgoviștenii? Cineva din școala literară și artistică de la Târgoviște, bineînțeles. Deocamdată numele încă nu e selectat, dar sperăm că va apare. Mi se pare că îl cunoașteți, dar nu îl divulgați. Da, ca să nu se supere cei care sunt pe viață. Da. Cum ar merita și cartea dumneavoastră despre Radu Petrescu, o discuție, domnule academician? Vedeți, Radu Petrescu, după părerea mea, nu este numai bun diarist român, așa îl califică Eugen Simeon în substanțialele lui volume despre diarismul universal și românesc. Radu Petrescu este și un mare prozător. M-am convins despre lucrul acesta. Și vreau să vă spun că este un prozător foarte citit la Chișinău. Când m-am documentat și am ajuns la biblioteca Mărisforul Ghibu ca să iau numite cărțile lui Radu Petrescu, în special Matei Iliescu, mi s-a spus că este foarte citit. Știu că e un roman de dragoste, căutat de tine, adolescent, și mi s-a spus să întorc cât mai repede cartea, să nu o țin prea mult, așa, cât eu am citit-o și n-am reținut-o decât câteva zile, ca să o repun la de mână cititorilor din Chișinău. Bună ziua! Doamna directoare, dacă se poate să mă feriți câteva minute, pentru că mai mult fiica mea nu mă poate asista, că eu încă nu m-am familiarizat bine cu electronica. Vă rog, doamne. Da, da.
Domnul Mihai Cimpoi, academicianul, este persoana care totdeauna mi-a trezit admirația prin felul său de a fi și în cercetare literară și în viață. Primul lucru pe care aș vrea să-l spun, că domeniul criticii și al istoriei literare din spațiul prutro-nistrean este marcat profund de două personalități, Vasile Coroban și Mihai Cimpoi. Dacă Vasile Coroban n-a avut norocul să prindă perioada libertății cuvântului, domnul Mihai Cimpoi a avut și acest noroc. Dar două caracteristici fundamentale, două vocații fundamentale ale domnului Cimpoi sunt următoarele. Deci, opțiunea estetică și sete de universal. Eu am scris un articol, chiar așa l-am intitulat, Mihai Cimpoi, două puncte, opțiuni estetice și sete de universal. Deci, această opțiune estetică, domnul Cimpoi a manifestat-o chiar de la prima lui micromonografie despre Grigori Vieru, Mirajul copilăriei. Și a urmat această cale foarte eficientă până la ultimile lui cărți. În toate cercetările dumnealui se pune mereu accentul pe valoarea estetică și pe frumosul artistic. Ideile trăiesc în diferite cercetări și filozofice și economice și sociale și culturale și așa mai departe. Dar opera literară trăiește în primul rând prin valoarea ei estetică. A doua caracteristică, a doua vocație a domnului Cimpoi este setea de universal. Această vocație, acest pilon exegetic l-a dus pe dumnealui spre Eminescu. Eminescu, care de la naștere a avut această vocație a universalității. Și Mihai Cimpoi, chiar de la primul lui eseu despre Eminescu, Narcis și Hiperion, și în continuare, prin lucrarea spre un nou Eminescu, prin căderea de sus a Luceafărului și prin multe altele, a demonstrat această mare sete de universal, de universalitate. Dar în mod deosebit vreau să accentuez dicționarul enciclopedic Mihai Eminescu, care este o sinteză unicat, nu numai pentru cultura românească, dar e o sinteză unicat pentru cultura universală. Și încă un moment care aș vrea să-l menționez. Datorită domnului Cimpoi, domnului Mihai Cimpoi, academicianului Mihai Cimpoi, în Republica Moldova s-au produs 9 ediții ale Congresului Mondial al Eminescologilor. Acesta e un foarte mare merit. Și vreau să-i mulțumesc domnului academician pentru faptul că m-a îndemnat și pe mine mereu. Eu, cunoscând bine limba rusă și cunoscând binișor limba ucraineană, dumnealui mereu mă îndemna să iau cuvântul. Și datorită îndemnului, datorită bunăvoinței dumnealui, am participat la toate cele 9 ediții ale Congresului Eminescologilor. O altă caracteristică a domnului, o altă fundamentală, o altă vocație, este, el este un filozof al culturii. În sensul frumos și deplin al cuvântului. Deci cărțile lui, Centrul și Marginea, Orizont Mioritic, Orizont
european, dialogul valorilor, Europa, Sarea, Tere și altele, pe două le-am văzut pe masa doamnei director Nina Korczynski, dar nu am avut posibilitate să le citesc, să mă familiarizez cu ele. Deci, în toate acestea se manifestă ca un filozof al culturii. Și încă un lucru pe care aș vrea să-l menționez. Nordul Bucovinii și Ținutul Herța au nimerit sub puterea sovietică, care a promovat mereu ideologia totalitară. Dar acolo avem scriitori, începând cu Vasile Levitsky, continuând cu Motrescu și cu, încheiind cu Ștefan Hostiuc, criticul literar, despre toți românii din Nordul Bucovinei și din Ținutul Herța, domnul Cimpoi a scris. Și vreau să-i adresez o profundă mulțumire pentru această grijă frățească, chiar aș zice părintească, față de literații, față de scriitorii din Nordul Republicii. Domnule academician, totdeauna mi-a trezit admirația prin marea capacitate, extraordinar de marea capacitate de muncă și prin pătrunderea exegetică. Vă doresc multă sănătate și mulți ani înainte, multe cărți. Vă mulțumesc de atenție. Da, domnul profesor Petre, vă mulțumesc că ați amintit Vasile Coroban, vă scorturarul care mi-a îndrumat începuturile și care mi-a arătat, apropo de ce spune Lăbinescu despre Titu Medrescu, că cu debitul lui de lumină, debitul luminos, mi-a arătat să merg spre estetică, spre valoare. Cât privește Nordul Republicii, ați spus bine, probabil că ați inclus așa intenționat și bucățica de Bucovina în Nordul Republicii. Sigur că Cernăuțul literar, Cernăuțul în primul rând a fost orașul copilării mele. Mama mea de acolo. Dacă îmi dați voi încă două cuvinte. Da. La începutul anilor 70 am lucrat la ziarul Zorile Bucovine, ziarul românilor din regiunea Cernăuți. Și într-o bună zi a venit la librăria din Cernăuți, în care se vindea carte românească, domnul Mihai Cimpoi. Și a luat o valiză de cărți cu care a intrat pe la redacție și rar cine dintre noi a putut-o să o ridice. Atât a luat într-o singură venire la Cernăuți, atâtea cărți românești a luat domnul Cimpoi. Să trăiți mulți ani, domnul Cadrician, și să scrieți multe cărți în continuare. Numai bine. Da, Cernăuțul, sigur, a fost și un centru de cultură important. Vladimir Străin, un mare critic literar, consider eu, un pic uitat, vorbea despre Cernăuți ca despre al doilea sau despre al treilea centru de cultură. Deci, asta a fost Cernăuții lui Minescu, sigur, da. Și când a fost student, apropo, ideea de a scrie o carte despre Luceafărul m-a dus unde? La biblioteca Universității
din Cernăuți. Acolo era foarte multă literatură românească. Literatură românească și acolo și germană. În fișiere și câteva sute din cărțile Nicolae Iorga. M-a întrebat zilele astea cineva cam cât a scris Nicolae Iorga. Nu știu exact, cred că e vorba de 1000 de cărți. Multe le-a editat acolo la Vălenii de Munte și cred că nu le cunosc nici bibliografii. Dar acolo erau peste 100 de cărți ale lui Iorga. Ce s-a făcut cu acea bibliotecă? Probabil că ea s-a risipit, a dispărut. Din păcate, dar era un centru de informare extraordinar. Pot să spun și eu ceva, doamna Bulescu? Sigur, da. Bună ziua! Eu nu am fost de la început și nu știu ce s-a spus de 20-30 de minute. Am ajuns acum de la Ochnița, de la Casa Muzeu, filiala noastră, Constantin Stamate, foarte aproape de Cernăuți, domnul academician. Și nu știu de ce mi se întipărise în cap că trebuie să fie la ora 14 această conferință. Vă cer scuze. De regulă, la 14, da. La 14, da. Eu am înțeles că trebuie să vorbim punctual despre niște cărți. Așa mi s-a părut mie. Eu am aceste trei cărți care sunt în discuție astăzi și am să mă refer la două dintre aceste trei cărți. Dar înainte de toate vreau să-i mulțumesc domnului academician Cimpoi pentru cartea despre Maiorescu despre Eminescu și această carte Hiperion și Demiurg. Întrucât sunt niște cărți, bineînțeles, de cercetare și de exegeză eminesciană, dar sunt niște cărți foarte utile studenților. Atunci când începem cursul Junimea și ajungem la Maiorescu, amintim studenților de câteva studii ale lui Maiorescu, îi impunem să citească, zic eu impunem, le propunem să citească, dar îi și impunem să citească niște studii și trebuie să le caute prin opera lui Maiorescu și este foarte bine când o carte îți propune aceste studii într-o concepție coerentă și cu anumită demonstrație și că este un instrument de lucru foarte bun pentru studenții de la facultățile de litere. Maiorescu, pentru că s-a vorbit despre Maiorescu aici și vechiul noul Maiorescu, da? Vechiul noul Maiorescu, ca să zicem. În felul ăsta e la modă, nu este la modă. Faptul că Eminescu este un poet citit și astăzi prin grila lui Maiorescu demonstrează că Maiorescu a avut o putere de persuasiune extraordinar de mare, o autoritate extraordinar de mare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Și mai cu seamă, felul cum îl prezintă pe Eminescu în Direcția Nouă și Poezia Română, imediat după Alexandrie, cunoaștem toți acest canon pe care îl instituie Maiorescu acolo, imediat după Alexandrie, scuzându-se într-un fel că este atât de puțin format Eminescu că e bine greu să-l citeze după Alexandrie, dar în fine poet în toată puterea cuvântului este domnul Mihail Eminescu. Era de fapt așezarea în canon a lui Maiorescu și chiar dacă era după Alexandrie, era cel mai important poet. Se vedea de departe că Maiorescu mizează pe Eminescu, pentru că Alexandrie era președintele de onoare deja al societății Junimea, era poetul care legira calitate tinerilor junimiști, eu știu, credibilitate, seriozitate, însă poetul cel mai important al direcției noi, despre care vorbește el, este firește Eminescu. Eminescu a fost, dincolo de toate celelalte, a fost poetul
mare poetul cu geniu, dar a avut noroc și de un critic. Mai trebuie să recunoaștem că Eminescu a avut noroc și de criticul Titu Maiorescu. Vocea lui Titu Maiorescu a fost foarte importantă în acea perioadă. Acum să ne amintim cât de mult a vrut să intre în atenția lui Titu Maiorescu Alexandru Macedonski. I-a dedicat și o carte. Și oricum nu a intrat în atenția acestui critic, pentru că a intrat în atenția acestui critic însemna să fii văzut și de alții. Dincolo de valoarea pe care o avea Eminescu, pe care o avea Caragiale, firește. Dar acest critic a reușit să impună în opinia publică aceste valori de prim rang. Sigur că sunt niște perspective sociologice pe care le abordez eu acum, dar cred că Maiorescu a avut un impact foarte mare în ceea ce privește formarea imaginii despre Eminescu. Ea a fost benefică și nu întotdeauna benefică. Pentru că felul cum îl prezintă Maiorescu pe Eminescu este reducționist, firește, că nu cunoștea și nu îmblase la ladă cu manuscrise. A venit Călinescu ulterior și a dat o altă dimensiune receptării operei lui Eminescu. Știm toate lucrurile acestea că fac parte din canonul școlii superioare și din norma didactică. Apoi, importanta perspectivă pe care o dă Ion Negoițescu și așa mai departe. Deci, această carte pe care o prezentați, o ați luat dumneavoastră despre Eminescu în viziunea lui Titu Maiorescu, este și clarificatoare și ordonatoare. Și vă mulțumesc pentru ea, studenții mei citesc din această carte. Acum m-aș referi la la cea de-a doua carte, Mihai Cimpoi, Hiperion și Demiurg. Am deschis aici la autograful pe care mi l-ați dat și spuneți că este încercare temerară, spuneți dumneavoastră, când amintind că în 1971 erau deja 980 de lucrări dedicate lui Eminescu despre Eminescu. Vreau să vă mai spun ceva, că atunci când eram adolescentă, când am văzut pentru prima dată prima carte, Narcis și Hiperion, nu am putut să o citesc. Nu eram pregătită să citesc acea carte și a trebuit să treacă timp ca să citesc acea carte și să sper că înțeleg ceva. Și cu cât a trecut timpul, cu atât m-am gândit eu că poate chiar am înțeles ceva. Mare mi-a fost mirarea să descoper un limbaj destul de sofisticat în anumite momente, pentru că a trebuit să mă documentez când am citit cu anumiți termeni din geometria spațiilor. E vorba de cuvântul asimptotică. Am văzut curbile acelea și liniile acelea care întâlnesc o curbă și merg cu ea până la infinit, că asta ar însemna, vorbind cu profesorul Șleactischi, vezi că trebuie să aibă un sens și pentru literatură acest termen. Zic, nu, un dicționar spune asta, dă să văd eu cum se configurează aceste linii, ca totuși să înțeleg ce spune Mihai Cimpoi cu aceste abordări prin grilă heideggeriană, văd aici, conform lui Heidegger. Prin ce m-a impresionat această carte? Firește că este despre Luceafăr și nouă ni se pare că dacă am citit la școală poemul Luceafăr, toți înțelegem poemul Luceafăr. Suntem ca și cum specialiști în poemul Luceafăr. Ei, lucrurile nu stau așa și se vede această documentare extraordinară pe care o demonstrează academician Mihai Cimpoi și îmi pare rău că spun așa, că este un loc comun ce spun eu acum. Dacă academicianul Mihai Cimpoi a scris atâtea cărți despre Eminescu, cum poți mai spui cu o documentare că se mișcă într-un spațiu extrem de dens în privința exegezii eminesciene? Dar așa începe această carte, cu parcurgerea unor studii și nume de cercetător, nume de referință. Aș evidenția aici o atenție deosebită la continuatorii lui Perpesicius, Aurelia Rusu, care a lucrat, spune autorul cărții, în echipa lui Perpesicius la această carte. Aproape de
de concepția de parte lui, a lui Edgar Papu și de câteva ori se fac referințe la Edgar Papu, dar nu de partele, depărtarea și de partele nu înseamnă exact ceea ce înseamnă de partele la Edgar Papu, deci sunt nuanțe semantice noi. Și ziceam ce m-a impresionat în mod special. Așezarea exegezei poemului Luceafăr între două referințe. Una cunoscută de toată lumea, sunt două inscripții de manuscris din manuscrisul lui Eminescu. Una cunoscută de toată lumea, cea pe care o știm cu toții, înțelesul alegorie pe care l-am dat, e că dacă geniul și așa mai departe, deci cu referire la geniu, e o explicație a înțelesului alegoric pe care îl dă Eminescu poemului său. De multe ori care ar încătușa cumva interpretarea de dincolo de această explicație și unele voci au spus că dacă Eminescu și sensul pe care l-a pus Eminescu este acesta, trebuie să ținem cont de acest sens, ceea ce mie mi se pare că este destul de restrictivă această observație, întrucât Eminescu însuși ar fi putut să scrie și altceva în legătură cu poemul său și chiar a scris. Și ceea ce m-a uimit, cu totul m-a uimit și mi se pare o noutate demnă de o nouă viziune în exegeză, este nota legată de cabală și de ideile lui Giordano Bruno din manuscrisul lui Eminescu, că Eminescu ar fi avut intenția să continue sau să rescrie finalul sau să continue finalul, sau să dea o altă versiune a finalului, mult discutatul final din poemul Luceafărul, și că de fapt dă câteva strofe legate între La Steaua și cele șase versuri din poemul Luceafărul. Asta mi s-a părut o noutate extraordinară, chiar dacă academicianul Cimpoi spune că nu este o noutate, ci că aceasta este o informație cunoscută și face trimitere la Bogdan Duică și așa mai departe, dar care e cumva lăsată într-o margine a exegezii. Este foarte atent academicianul Cimpoi când comentează aceste lucruri și spune, sper că găsesc repede și nu vă rețin, dar spune un lucru. Că acestea sunt de fapt niște presupuneri. Nu avem nicio dovadă că Eminescu ar fi scris, că ar putea să scrie, că sunt niște presupuneri și cu mare atenție demonstrează ce ne motivează să presupunem lucrul acesta. Acum chiar nu găsesc nota aceea, dar faptul că această notă de manuscris e după pare să fie de după 1882 și e cumva până în 1883 și scrie și Perpesicius în volumul 2 citatul acesta pe care îl regăsim și la Mihai Cimpoi, dar cred că aici l-am mai aproape. Din această vreme a stărilor febrile și a sănătății inegale ce și-a imprimat foaia de temperatură în numeroase manuscrise datează prin semnal de manuscrisul 2257-429B, legenda Luceafărului, modificată și cu mult înălțat sfârșitul a la Giordano Bruno, urmată imediat de întâile două versuri din La Steaua. Deasupra acestei însemnări, subliniat cabala Lucia în lecțiunea Mazilu. Despre această însemnare și referințe în legătură cu Giordano Bruno, mai multe la Bogdan Duică spune Perpesicius.
Iată, cred că discutarea acestei note din manuscris și construcția de mai departe a demonstrației Eminescu, poet tragic, imagine de poet tragic și mai departe ființa tragică, această îmbinare în poezie, precum face Nietzsche în filozofie, a perspectivei lui Hegel și filozofiei lui Hegel și a lui Arthur Schopenhauer, mi se par de o prospețime demnă de analize punctuale și discuții punctuale acestei cărți. Eu aș vrut ca noi să o discutăm punctual, idee cu idee, pentru că este foarte densă. Și aici nu mă rezum, fac doar un îndemn să o citim mai atent cu pixul în mână și să revenim poate pentru niște discuții strict pe segmentul eminescologic al cercetărilor lui Mihai Cimpoi. Și ultima propoziție. Mihai Cimpoi este istoricul literar care a propus istoriei literare generale românești Falea Basarabeană și Mihai Cimpoi este criticul și exegetul care a intrat în competiție în plan românesc și plan internațional cu vocile eminescologice de referință. Eu cred că este un lucru foarte important acesta, pentru că nu oricine din stânga Prutului are curajul și pregătirea să intre în această competiție. Vă felicit, domnule academician, vă doresc sănătate și noi bucurii exegetice, bucurii de critic și istoric literar și de care vreți dumneavoastră. Da, mulțumesc. Mulțumesc mult. Sigur că aceste precizări pe care le aduc eu cu ajutorul lui Giordano Bruno, ele trebuie să despre ele s-au vorbit, dar au rămas, așa cum ați spus foarte bine, la marginea exegezii. S-a cam uitat de ele sau nu s-au luat în considerare, iată că acum însă ele apar așa în prim plan și aceste prezupoziții care se pot face, dar cu multă prudență, cu multă atenție, că nu știm ce a vrut Eminescu, ce continuare, atâta e sigur acolo, că e ala Giordano Bruno. Și atât. Încolo eu bănuiesc că e vorba de, iarăși, o aruncare în depărtare și vorba de eroismul personalității de care vorbea Giordano Bruno, care a avut de altfel intuiții extraordinare cosmogonice. Eminescu vine și de acolo, probabil, din aceste viziuni extraordinare cosmogonice și cosmologice. Acum, în ce privește Narcis și Perion, atunci când am scris această carte, mi-am propus ca să cultiv un limbaj absolut nou și un instrumentar critic absolut nou. Așa mi-am propus eu atunci, în tinerețe, care să fie total diferit de locurile comune, de clișee, de, știți dumneavoastră, de scheme și așa mai departe. Și aici mi-a fost de ajutor Vasile Coroban, care în plin proletcultism, în plin sociologism bulgar, a mers într-adevăr spre valori și spre judecată estetică, așa încât acel Narcis, și aici vreau să vă spun o întâmplare, să vă vorbesc o întâmplare, îl întâlnesc pe Andrei Lupan, care era foarte atent și citea absolut totul. Nu știți care era mentalitatea lui, care era, deci, convingerile, erau convingerile lui comuniste, sincere, zice Druță. Mă întâlnește Lupan și spune că ce-am citit, eu știți cum vorbea el așa, ce-am citit eu ca Narcis și Perion, și dumneata, vede că pornești de la Freud.
Acum, la acea oră nu citisem pe Freud. Nici nu prea aveai acces la opera lui Freud atunci. Mă rog că Grigore Vigherou, care avea posibilitatea să mai călătorească în România, mi-a adus un volum mare, apărut la cartea didactică de Freud. Și abia atunci am aflat cam ce înseamnă narcisism. Dar a fost intuiția mea, deci acest narcis, care eu l-am conceput ca eu, nu atât în sens freudian ca atare, ci ca eu pur, ca eu inițial, eu care se intelectualizează și devine hiperior. Așa încât colegii mei, Teodor Codreanu și alții, găsesc că eu am și un sistem, nu am urmărit, nu am căutat să fiu sistematist, așa. Poate că prin intuiție am ajuns la un anumit sistem, la anumite intuiții, asta am făcut-o numai și numai din daimonionul, din faptul că am ascultat daimonionul meu la urmă. Vă mulțumesc! Îmi permiteți mie să vorbesc despre volumul Titu Maiorescu și lumea noastră postmodernă, un titlu incitant al unui volum sau volumaș care include 5 eseuri consacrate lui Maiorescu, Maiorescu și Eminescu, Maioreșanism și Eminescianism, Titu Maiorescu văzut duminical de Constantin Noica, Titu Maiorescu în postumitate, faze ale receptării, Titu Maiorescu model sau antimodel și două existențe asemănătoare, Eminescu și Maiorescu. Necesitatea relecturilor este argumentată prin revenirea lui Maiorescu în, citez, dezbaterile de azi privind canonicitatea, procesele de globalizare, mondializare și, bineînțeles, problema capitală a valorilor, intrate într-o zodie a relativizării niciene. Citat închis. Eseurile lui Mihai Cimpoi, în cea mai mare parte a lor, sunt axate pe modelul eminescian ca centru iradiant al canonului literar românesc. Despre Eminescu, în viziunea lui Maiorescu, s-ar părea că s-au spus cam toate lucrurile posibile și imposibile. Că prin articolul capodopera lui Maiorescu, Eminescu și poeziile lui, Maiorescu pune temeliile eminescologiei critice. Că Maiorescu a luat în calcul exclusiv poezia publicată de poet în reviste selectate de criticul însuși în volumul de poezii din 1883. Deși și azi nu toată lumea e de acord că această ediție a poeziilor este opera criticului, fără vreo contribuție a poetului. Că Maiorescu este primul care a vorbit despre personalitatea europeană a lui Eminescu, etc., etc. În tratatele critice, cum se știe, contează un nou unghi de vedere, un nou unghi de interpretare. În cazul eminescologiei de azi, un lucru extrem de dificil. Ce legătură am putea stabili între Maiorescu și postmodernitate? În ce măsură prezentul influențează trecutul sau viceversa? La prima vedere ar fi vorba de moda de a citi literatura din trecut prin prisma scriiturii de azi. Memorabile în acest sens sunt lecturile lui Călinescu, care, de exemplu, în cronicile rimate din a doua jumătate a secolului XVIII, descoperea, citez,
pseudo-folclor suprarealist sau dicteu automat sau rezonanțe arghesiene și barbiene. Acest gen de lectură este preferat de Mihai Cimpoi, care îl tratează pe autorul Luceafrului și Odii metru antic prin grila heideggeriană, Eminescu poet al ființei, despărțindu-se de modelul călineșian dominant nu numai în perioada interbelică. În opinia lui Mihai Cimpoi, proza eminesciană poate fi receptată azi prin grila realismului magic latinoamerican, cea existențial-fantezistă a lui Borges sau cea intertextuală, ludică, fragmentaristă a postmodernismului. Mai mult, criticul observă că, citez, de aceeași direcție postmodernă ține hegemonia imaginarului, obsesia căutării identității sesizabilă la sud-american și japonez, mișcările frecvente, retroactive, prospective și introactive ale eului narator, pluralitatea dimensiunilor temporale și punctelor de vedere, centrul secret al simbolurile, întrepătrunderea lumii realului și lumii cărții, etc., etc., etc. Nimic din toate acestea în Titu Măiorescu și lumea noastră postmodernă. Combătând direcția de azi, de astăzi, și militând pentru o direcție nouă, Măiorescu, cum se știe, spera nu doar să probeze falsitatea vechiului canon, a canonului pașoptist, dar și să impună unul propriu, canonul junimist. În legătură directă cu înnoirea conceptului de poezie, de poezie pură, cum s-a observat, citez, nu în sensul de a nu avea un conținut social, politic, religios, național, ci în sensul de a nu milita pentru idei străine de natură, de natura ei, mulțumindu-se să exprime emoții indiferent de suportul lor. Cu alte cuvinte, militantismul politic, când e un simțământ adevărat și adânc, cuvintele lui Măiorescu, atunci el poate furniza poezii în materie de inspirație. Să nu uităm că Măiorescu n-a exclus din ediția poeziilor lui Eminescu nici Doina, nici Scrisoarea a treia. Apelăm la aceste principii pentru a depăși confuziile unor colegi de astăzi, scriitori de astăzi, cu privire la ideile de patriotism sau naționalism. Această primă bătălie canonică este exemplară pentru perioada de tranziție de la o epocă literară la alta. Maiorescu pledează pentru autonomia esteticului, pentru spiritul critic, pentru adevăr. Primatul adevărului a însemnat și primatul valorii. Pornind de la aceste criterii ale criticii lui Maiorescu, Mihai Cimpoi polemizează indirect cu constatări, cu contestatare și detractorii lui Eminescu. Citez. Noi cei din epoca relativizării valorilor sperăm că numai atitudinea loială față de valori va putea salva lumea. Că numai discernerea exigentă adevăratelor valori de falsele valori poate institui un climat favorabil progresului. Că istoria trebuie să acționeze în direcția cunoașterii fundamentale prin căutarea semnificatului. Cum zic semioticienii, nu putem să nu vibrăm la pledoria pentru fond a lui Titu Măiorescu. Citată închis. Actualitatea lui Măiorescu nu e reductibilă la lectura postmodernă a operii lui, ci invers. Măiorescu revine în actualitate prin cunoscută atitudine polemică contra formelor fără fond.
în lectura lui Cimpoi, Maierescu rămâne un model adamic, nu golemic. Și aici e în legătură cu intuiția unui sistem de abordare critică a domnului academician. Al începuturilor noastre sănătoase și intimitoare, și el reapare la fiecare schimbare de epocă. Ori, noi suntem la o oră a unei astfel de schimbări, precum spune tranșant și premonitoriu Eugen Lovinescu. Linia acțiunii lui poate dispărea pentru moment în mintea unei generații cu preocupări a căror legitimitate nu o contestă nimeni într-o epocă de probleme mai vitale pentru existența noastră decât cele estetice. Dar nu poate muri și va reapare la cea de întâi schimbare a momentului istoric. Personalitatea prin prisma cărei e privit poetul este constituită dintr-o covârșitoare inteligență, dintr-o memorie care nimic nu-i scapă. Poetul este rezultatul geniului său născut, același dacă ar fi crescut în România sau Franța, în Austria. În Odiseea receptării lui Maiorescu, exegetul identifică trei faze distincte determinate atât de schimbările ferești de paradigmă, cât și de evaluările ideologizante la extrem, de care a avut parte mai cu seamă în perioada imediat postbelică, în care trecea, cum se știe, ca un reacționar absolut. În demersul critic, Mihai Cimpoi se reperează pe afinitățile elective, indiscutabile, între Eminescu și Maiorescu, stabilite de George Călinescu. Citez. Ceea ce îi apropie este conform părerii acestuia formația intelectuală și direcția spiritului, care determină covârșitoarea superioritate asupra contemporanilor. Eseul Titu Maiorescu, model sau antimodel, cel mai amplu și consistent în materie de idei raportate la lumea noastră postmodernă, are un motto din Eugen Lovinescu. Opera lui, cea mai importantă, este el însuși, care este cheița descifrării ființei maiorășene, insistându-se pe ideea că efigia tradițională de ființă olimpică, rațională, se cade radical corectată. Exegetul notează. Da, aparent e o figură apolinică, de o frumusețe rece, esențialmente arctică. E o figură ce se impune prin aerul solemn, pontifical, cu care comunică de la altitudine idealul lui clasic, cultul pentru sănătate, frumosul ideal, rigoare, echilibru, potențându-i impersonalitatea, am zice, hiperionică. De aici și convingerea lui Cimpoi. Personalitatea criticului este de căutat în impersonalitatea construcției pe care a înălțat-o. Pagina 70. Sau un merit fundamental al lui Titu Maiorescu e și acela de a fi impus efigia clasică a lui Eminescu. Sau de netăgăduit este unghiul modern al receptării poetului prin prisma personalității. Sau nu surprindem adesea aplecați deasupra. Să zicem, formele fără fond, că se insinuează în ele și un mod eminescian de a înțelege lucrurile. Întâmplător, structurat în 5 capitole, aici ca să apelez la oponentul lui Maiorescu din epocă, Bogdan Peceri cu HD-ul, mut la modă cu
viziunea lui mistică asupra lumii, deci întâmplător, structurat în 5 capitole, este el pune la urma urmelor problema despărțirii, între ghilimele, de Titu Maiorescu. Spiritul său polemic, violent, reactualizat și valorificat, este folosit chiar împotriva figurii sale statuare. Eseurile din cartea Titu Maiorescu și lumea noastră postmodernă ne ajută să înțelegem mai bine adevăratele dimensiuni ale bătăliei canonice dintre moderniști și postmoderniști, autonomia esteticului, natura lirică a conceptului de poezie pură, în expresia maiorescianului Eugen Lovinescu, mutația valorilor estetice, spiritul veacului, etc. Ultimul argument cu subtext polemic e că, în opinia lui Mihai Cimpoi, modelele sunt azi modele de lucru, încât ieri, dintr-un model, ceea ce te modelează cu adevărat, ceea ce iubești în el, ceea ce ți se potrivește electiv. Apoi, modelul Maiorescu nu oprește procesul nostru de europenizare din moment ce l-a început continuat. Ei, în privința celui de-al doilea volum, Luceafră lui Eminescu, mit și dramă existențială, s-a vorbit foarte convingător, doamna Șlechtiscă a pus accentele foarte bine și cred că este un volum la care trebuie să revenim și chiar să organizăm așa o masă rotundă, pentru că este un studiu excepțional, foarte greu, dens în idei. Setu. Vă mulțumim, domnule profesor Alexandru Burlac. Într-adevăr, e un studiu foarte dens, intimidant, cumva, așa cum a menționat și doamna Șlechtiscă. Pe mine m-a intimidat și dicționarul enciclopedic Mihai Eminescu. Când am intrat în paginile acestui dicționar, mare mi-au fost surprizele. Un instrument de lucru foarte, foarte util. Deci, nu m-am uitat la mitul Eminescu, ce înseamnă, pentru că noi foarte aproximativ ne apropiem, sau multe, multe alte chestii, da. Da, dar nu m-aș fi gândit să citesc acolo și Eminescu erou literar, spre exemplu, sau Eminesciana cinematografică, sau Eminescu în filatelie, Eminescu medalistică. O abordare, iată, aproape exhaustivă a creației eminescene, a poetului și a omului Eminescu, a creatorului, a scriitorului Eminescu. Dragi colegi, îl ascultăm în continuare pe domnul Sergiu Cogut. Vă rog așa, ca să reușim în timp util, Sergiu, Olesea, Oxana, în 10 minute, cred că dacă ne străduim, adică 10 minute pentru fiecare. Da, bună ziua tuturor, eu voi vorbi anume despre volumul Hiperion și Demiurg, Luceafărul, mit și drama existențială. Proaspătă apariție editorială, care poartă semnătura ilustrului om de cultură, academicianului Mihai Cimpoi, care se înscrie în categoria lucrărilor din domeniul eminescologiei, din care fac parte și Eminescu Poet Tragic, de Ioana M. Petrescu, apărut în 2001, în Perunchipio Foiet Eminescu, de George Popa, din 2013, și Conștiința Tragică Eminesciană, de Bianca Osnaga, din 2014, dar și altele. Deoarece chiar în primele pagini ale argumentului cu care se deschide cartea, autorul Basarabean menționează că studiul său se va axa pe demonstrarea faptului că ființa eminesciană se înfățișează prin aspectele fundamentale ale manifestării ei în cadrul imaginarului mitopoetic ca o ființă tragică, întrucât aceasta e o ființă a depărtărilor, afectată existențial de situarea între concretitudinea fenomenologică și esența sa. Mihai Cimpoi, totodată, făcând următoarea precizare.
Depărtarea dintre contingent și transcendent este tragică, fiind circumscrisă depărtării pe care o distingea Bruno. Poetul nota că proiecta un alt final al poemului modificat și cu mult schimbat a la Giordano Bruno, și anume între un infinit al lumii și infinitul totalității, amândouă integrate într-o unitate cosmică. În contextul celor menționate, merită remarcat că nota manuscrisă despre finalul Luceafărului continuă cu versurile la steaua care a răsărit o cale atât de lungă, fapt ce a făcut pe unii exegeți, Bogdan Duică, Murărașu și alții, notează autorul să considere fie că înțelegerea infinitului l-a făcut pe Eminescu să se simtă opus Lutului, Hiperion rămânând în sferele cerești, fie că geniul se condamnă la izolare și înțelege clar că fericirea stă în legătură cu condiția umană. Accentuând importanța volumului Aureliei Rusu Eminescu Orizonturi Succesive, reputatul savant constată. Exegeta nu împărtășește această părere, sprijinindu-se pe lucrarea lui Bruno din Infinito Universo Emondi, lecturată de poet, și citează din studiul acesteia că accepția privind relația geniu-condiție umană trebuie raportată la concepția pe care Bruno și ulterior Eminescu și-a fondat-o, nu numai întrebându-se fiecare om e o întrebare pusă din nou spiritul universului, ori imaginând, ci gândind legătura dintre infinitudinea divină și infinitul finit, legătura dedusă din interdependența primordială dintre unul și multiplu. Cu referire la infinit, gânditorul italian Giordano Bruno afirmă în scrierea sa despre cauză, principiu și unitate că acesta nu are părți care să fie cuprinse în el, într-un anumit raport unele față de altele. Nu își poate schimba structura, deoarece nu există niciun lucru în afara lui de la care să sufere ceva și prin care să fie într-un fel atins. Afară de aceasta, întrucât cuprinde în existența sa toate contrariile în unitate și în armonie între ele și întrucât nu poate să aibă nicio înclinare spre existența alta și nouă sau spre un mod de existență mereu altul, nu poate să fie supus schimbării conform unei însușiri oricare și nici nu poate să cuprindă ceva contrariu sau deosebit care să-l modifice, deoarece în el toate lucrurile concordă. De altfel, un capitol aparte din studiul său, remarcabilul eminescolog îl consacră acestui final al Luceafărului la Giordano Bruno, în care menționează esența ultima lucrurilor poate fi atinsă doar prin infinite reveniri și elanuri, cărora le spune li eroici furorii. Iar Papu, în monografia sa despre Bruno din 1947, vorbea despre preferința căutării asupra găsirii. Cercul spre deosebire de sfera antică nu are sfârșit. După care domnul Cimpoi remarcă, omul veșnic năzuitor dă dovadă de niște aventuri eroice prin care atinge întâlnirea cosmică. El are o ființă copleșită de melancolie generată de primeștile și înfrângerile care survin de moartea care îl așteaptă. Astfel că, așa cum își formulează presupoziția savantul Basarabean, Eminescu se vede că nu era împăcat cu oprirea din zbor a Luceafărului Hiperion, căci rămânea animat de aceleași eroici furori, de aceleași avânturi ale sufletului său însetat de absolut sugerate de un vers brunian, destul ca sufletul să fie în chip nobil aprins. În capitolul Aruncare tragică în depărtare, autorul menționează cu referire la capodopera genialului poet. Avem în fond codificat din metopoetic două trame generate de nostalgie de partea lui cosmic și de nostalgie de partea lui mundan. De partea lui factorul problematizant este generator de aporii în ambele cazuri de cădere în zona neantizatoare a irezolvabilului. Iar în continuare specifică, biruitor este predeterminatul caracterizat spațial în locul menit din cer și în cercul strâmt pământesc. Orice încercare de îndepărtare de acestea ieșe un dramatic. În cel mai extins capitol intitulat Orizonturile deschise și închise ale receptării, de altfel academicianul Basarabean menționează în argumentul său că a fost necesar un adevărat tour de force pentru a parcurge și literatura critică, meta-literatura despre poem, imensă, practic imposibil de trecut în revistă, căci se ridică la o cifră astronomică de cel puțin 1000 de lucrări de proporții și care conține multe studii profunde, dar și multe interpretări aberante, cu referire la contribuția Svetlanei Paleologu Mata, autoarea uneia din cărțile de referință din eminescologie europeană, care se intitulează Eminescu și abisul ontologic,
Domnul Cimpoi precizează că exegeta este de părere că finalul Luceafărului, pătruns de suflu rece, de o tristețe specifică plină de liniște și de puritate, ne revelează fenomenul universal al tragicului. Acesta este înscris în ordinea ascensională a vieții însăși, înălțimea fiind profunzimea ei insondabilă, fundată în caracterul ontologic al lucrurilor. În cele ce urmează, Mihai Cimpoi menționează, tragicul este legat indiscutabil de o mare valoare, care prin orientarea ei devine în mod paradoxal principiul eșecului ori distrugerii aceleași valori. Calitățile luptă între ele. Un exemplu este zborul lui Icar. Tragică este căderea în sus, ori stinsul Luceafărului, în verticalitatea periculoasă a spațiului poetic. Tragică este sfârșirea personalității aeriene, glosează exegeta, referindu-se la Gaston Bachelard. Iar în legătură cu lucrarea pe care am amintit-o deja, Eminescu, poet tragic, scrisă de Ioana M. Petrescu, autorul reliefează că în accepția acestei somități a criticii și istoriei literare clujene, tragismul Luceafărului ar consta în revelare prin zborul lui Hiperion a gândului pe care îl are și bătrânul dascăl din scrisoarea întâi că lumile se nasc și mor într-o eternă devenire. Nu mă interesează în acest sens, susține cercetătoarea, dacă punctul de plecare a unitar viziuni e în teoria kantiană și schopenhaueriană a categoriilor și formelor a priorice sensibilității. Separația kantiană între noumen și fenomen, separația schopenhaueriană între lumea ca voință și lumea ca reprezentare sau imaginea hegeliană a naturii ca alteritatea ideii, toate acestea reprezintă pentru Eminescu doar o premiză filozofică ce motivează și întemeiază un sentiment tragic al existenței. Identificată cu gândirea, ființa condamnată la nemurire este condamnată în poemele eminescene de maturitate să scurte povara existenței universale în locul zeului absent refugiat în ființă. În același capitol se fac și anumite precizări referitoare la interpretarea oferită de George Popa, despre care citim că acesta distinge în poemul eminescian o întreită dramă, drama ontoaxiologică a genezei, ființarea fiind plătită cu moarte, drama absolutului, adică geniului, plătită cu pururea în singurare și drama omului rămas captiv condiții sale purtătoare de noroc, plătit cu prigoniri de soarte încheiate cu fieire. Un text inclus în addenda 1 din prezentul volum se intitulează Eminescu poet, paginile care se afirmă tranșant. Omul eminescian este prin excelență un om tragic. Tragismul fiind explicat în felul următor. Nu este decât conștiința existenței unei ordini universale sub semnul destinului și al limitelor care se pun în calea realizării de sine a omului. În fața acestuia care depune eforturi disperate de cunoaștere, lumea își închide sensurile, le cifrează, le codifică. La Eminescu lumea ia astfel formă de carte tristă și încălcită. Cel ce se apleacă asupra foilor ei obscure, mai mult o încifrează decât o descifrează. Astfel, între poet și lume se cască o mare prăpastie, căci imaginea ei ultimă e căutată cu un vitalism fervent, cu adevărat sete de absolut. Așa stând lucrurile, avem de face, potrivit ilustrului eminescolog, cu o sfârșire tragică ce are loc mereu într-un câmp axiologic, intensificând progresiv sentimentul valorilor ce primesc replica non-valorilor. Omul tragic este omul de excepție, este fire superioară ce trăiește la limită problematicul, antinomicul, ce întind cursa irezolvabilului. La Eminescu, omul de excepție fiind chiar geniu, mergătorul de deasupra lumii. Cu referire la cea mai marcantă cercetătoare italiană din domeniul eminescologiei, Mihai Cimpoi relevă. Tragismul este intensificat de descoperirea terorii timpului, care instaurează fiorul rece al neființei, căci moartea este timp, este timpul, cu majusculă, și această viziune își va reflecta umbra asupra spiritului lui Eminescu și a poeziei sale, precizează Rosa del Conte. Timpul cosmic, cel în care trăiește nemuritor și rece, Hiperion provoacă și stimulează progresiv drama existențială a lui Eminescu, producând un flux elegiac devastator pe care criticul cubanez Salvator Buenio îl crede de o forță inegalabilă în context european. Următoarea remarcă o considerăm deosebit de importantă și relevantă. Schema impusă de tradiția conform căreia Eminescu ar fi un pesimist este sfărâmată de însăși prezența acestui om tragic în poezia eminesciană. Artistul tragic nu e pesimist, el spune da la tot ce e problematic și teribil.
Domnul Cogut, ați... Da, așa. Sergiu, o concluzie și mulțumim, dacă ne lungim prea mult. Da, în încheiere, eu mi-am încheiat excursul meu prin cartea domnului Cimpoi cu următoarele versuri ale poeziei consacrate geniului emnescian, scrise de medicul, poetul, prozatorul și martirul Vasile Voiculescu, care se potrivesc foarte bine cu demonstrația domnului Cimpoi despre ființa tragică emnesceană. Să simți atât cât nimeni în lume, să simți atâtea nu se poate, și ale lumii mici mizerii să ți se anime în suflet toate, durerea toată de pe veacuri, ce este acum și va să fie, să-ți rupă sufletului coarde și beata-ți inima pustie, să plângi tot plânsul omenirii de sute mii de ani încoace, să vezi cum tristă-ți suferință, simțirea-ți pe vecii ocoace și în mintea-ți tulbură gândirea să se închege nea probleme sub greutatea căror lumea fără încetare țipă geme și a căror dezlegare umple cu croază mintea de întuneric, căci e vis al neființei universul cel chimeric. Aceasta e suferința toată a unei inimi cei pe lume, aceasta e nefericirea și nenorocul fără nume. Tu prea mult ai simțit, poete, te-ai zbuciumat în grele gânduri și de-aia toată suferința pe tine fuse rânduri, rânduri. Mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumim și noi și o ascultăm în continuare pe doamna Oxana German. Bună ziua, onorată asistență, stimată doamnă director. Vă voi vorbi în câteva cuvinte despre studiul semnat de domnul academician Mihai Cimpoi, Hiperion și Demiurg. Doar câteva aspecte care m-au impresionat și pe care le-am reținut. În capitolul Ființa eminesceană, domnul academician delimitează unele particularități empirice care au marcat individuația marelui poet. Prima trăsătură fundamentală a ființei eminesciene, apărând ca o piatră unghiulară întemeietoare, afirmă criticul, este faptul că se gândește pe sine însăși cu o intensitate rar întâlnită. Acest prea plin al gândirii și trăirii, bineînțeles, se impune cu adevărat ca o marcă ontologică definitorie, citat încheiat. Pe lângă firea profund narcisiacă, reflectată cu voluptate dionisiacă în oglinda propriei gândiri, ființa eminisciană, va completa Mihai Cimpoi, este prin excelență interrogativă, într-o vădită strădanie de a percepe cruda taină existențială. Este chinuită de o irrespirabilă pasiune de cunoaștere. E o ființă cercetătoare, atrasă de gândirea originară, absorbită de teorii științifice și filosofice care procură sentimentul revelației cosmice. Conștiința geniului emnescian este sintetizatoare, asigurând, în termenii lui Mihai Cimpoi, asigurând imaginarul mitopoetic o cuprindere holistică a lumii. Este chenotică, adică supusă unei suferințe sfâșietoare, agitată, năzuitoare, tremurândă, aflată în căutarea găsirii, spune Mihai Cimpoi. Este un hibris generalizat prin gradul maxim al intensității, va conchide criticul. În redescoperirea genezei poemului Luceafărul, Mihai Cimpoi constată un continuum al gestației marelui text din prototextul Fata din Grădina de Aur și din alte hipotexte, proces în care scopul primordial a fost, citez, căutarea esenței ființei prin proiectarea ei într-un permanent dincolo de lume. Sunt relevate câteva afinități ale poemului Luceafărul cu textele Izvoare, dar și modul în care opera se cristalizează tematic și motivic în tablourile de bază. În susținerea supozițiilor, autorul antrenează concluziile mai multor exegeți care au confruntat cele patru variante de bază ale Luceafărului și au identificat secvențele în care creatorul, impulsionat de o neîncetată aspirație spre perfecțiune, a operat multiple modificări în scopul adâncirii viziunilor în varianta finală. Pornind de la premisa că omul Eminescu este prin excelență un om tragic, în contextul în care tragismul provine din conștiința existenței unei ordini universale, sub seamul destinului și al limitelor care se pun în calea realizării de sine a omului, Mihai Cimpoi aduce claritate în cauzele intriseci ale tragismului eminescian. Printre motivele care alimentează sentimentul tragic se află
trăirea la limită a problematicului, a antinomiilor, descoperirea teoriei timpului și a fiorului neființei, distanțarea de așa numitul cerc strâmt și proiectarea în infinit, invadarea gândirii negativului în puterea lui legitimă de a exista în lume și altele. Această complexă cauzalitate afectează conștiința tragică emnesciană, care va concluziona Mihai Cimpoi, depășește fixitatea spiritului grec, mobilitatea celui german, nepăsarea eliberatoare a spiritului indian, el adaugă creștinismului cosmic liniștit al păstorului Mioriței, agitație zeiască a meșterului Manole, de a depăși cercul strâmt prin creație și jertfire. Citat încheiat. Înlăturarea prejudecății că Eminescu ar fi un pesimist incurabil, în înlăturarea acestei prejudecăți, Mihai Cimpoi studiază natura tragismului eminescian prin grila ontologică a lui Nietzsche, ajungând la ideea că particularitatea definitorie a ființei eminescene este anume tragismul și nu pesimismul, pentru că, spre deosebire de pesimism, tragismul contrazice renunțarea la viață. Mihai Cimpoi ne introduce în labirintul dedalic al celor patru versiuni plus două variante finale ale poemului Luceafru, pe care prezentul volum le incorporează, al textelor înrudite și al numeroaselor cercetări ale fiecărei variante, studii care încearcă să reconstituie tabloul sinoptic al genezei poemului. Multitudinea expresiilor, inovațiilor, corectărilor și metamorfozilor pe care le suferă textul Luceafărului pe parcursul celor 6 ani în care Eminescu lucrează intensiv la el, nu fac decât să dovedească modalitatea în care poetul își hrănea aspirația spre perfecțiune, spre absolut, cucerind eternitatea. Conceput ca sinteza cercetărilor de ultimă oră ale marelui eminescolog Mihai Cimpoi, volumul Hiperion și Demiurg, Luceafărul, mit și drama existențială, invită așadar la o lectură laborioasă, pluriperspectivistă, ce trimite spre un impresionant număr de studii dedicate poemului Luceafărului, înglobând multiple încercări de decriptare a dramei existențiale din substratul ontologic al operei. Așa, în două cuvinte, am încercat să spun anume ce mi-a plăcut mie în acest studiu. De fapt, mi-am făcut o duzină de notițe și am învățat foarte multe lucruri și urmează încă să le învăț, poate nu pe toate le-am înțeles așa cum trebuie înțelese. Mulțumesc mult, domnule Mihai Cimpoi, pentru cartea care ne redescoperă poemul Luceafărul. Mulțumim și noi, dragă Oxana German, foarte bună observația tragism versus pesimism. Iată o observație de nuanță foarte importantă pentru înțelegerea adecvată a ființei eminescene, a poetului și a creației sale. Dragi colegi, vă ascultăm în continuare pe doamna Galina Nițoi. Bună ziua, stimați colegi, în primul rând vreau să știu dacă mă auziți bine. Se aude bine, da. Se aude bine, da. Doamnă director, stimate domnule academician, eu vin să mă aliniez contextul pe care l-a menționat mai sus colegul nostru, domnul Iulian Filip, și anume e vorba de activitatea domnului Mihai Cimpoi în cadrul Societății Scriitorilor din Târgoviște și a preocupărilor sale pentru mișcarea literar-artistică târgoviște. Pentru cultura dâmbovițeană, a menționat deja domnul Iulian Filip, academicianul Cimpoi trebuie mai multe cărți de referință. Una dintre ele este cartea Radu Petrescu, Floberteanul postmodern, la care vreau să mă refer în continuare cu permisiunea dumneavoastră. Răspunzând preocupărilor pentru promovarea valorilor în spiritul continuității, studiul eseu al lui Mihai Cimpoi, Radu Petrescu, Floberteanul postmodern, editat la Târgoviște în 2019 la editura Biblioteca, este o contribuție importantă la valorificarea operei lui Radu Petrescu, prozator și idealist, unul dintre precursorii școlii postmoderniste românești. Mihai Cimpoi pune în lumină activitatea literară a lui Radu Petrescu, fondatorul școlii de la Târgoviște, și predilecția acestuia pentru metaliteratură.
Descoperim astfel imaginea unui scriitor complex de formație flaubertiană, ilustrând, citez, momentul de răscruce în evoluția literaturii române, când romanele încep să vorbească despre romane, despre modul de a reprezenta și a da formă și sens experienței. Citat încheiat. Din studiul lui Mihai Cempoi aflăm, sau ne amintim după caz, că Radu Petrescu a creat prin spectrul lui Flaubert. Doar că Flaubert nu apare, sublinează academicianul, ca un obișnuit autor model, care, așa cum se spune în mod curent, a avut o influență binefăcătoare. E vorba, în cazul lui Radu Petrescu, de ceva mult mai mult, de un complex Flaubert, care acaparează total ființa, înrobind-o, de ceva ținând de un act absolut spontan și suveran al subconștientului. Scriitura devine pentru el un act existențial și în acest raport literatură-viață, Radu Petrescu impune ecuația autoritară, lumea, text. Foarte preocupat de stil, asupra căruia lucra enorm, cu o îndărătnicie fanatică și devotată, precizează domnul Cempoi, nu îl interesa produsul finit, ci produsul operei, adică tot ce ține de construcția textului, de tehnica prin care se generează efectul artistic. Citez, opera, personajul literar, se scrie și se rescrie, se frazează și se parafrazează, se construiesc și se deconstruiesc, se figurează și se desfigurează, cu permanente ștersături cu acizi, spune chiar autorul, într-o frenezie bovarică a nemulțumirii și sau respingerii a ceea ce prinde contur material, fenomenologic de operă sau personaj, adică de ficțiune beletristică. Citat încheiat. Tot ce scrie Radu Petrescu, autoizolat ca și Flaubert, este pentru el însuși, singurul destinatar al textului. Cercetătorul Mihai Cempoi mai observă că paternul se manifestă și prin obișnuința de a reciti, ca un adevărat emul. Scriitorul târgoviștean recitește cu aceeași febrilitate cu care scrie pentru a verifica condiția stilistică a textului. La aceasta se adaugă corectura cu demonia ei. Așadar, pentru Radu Petrescu, concluzionează domnul Cempoi, modelul de stil flaubertian este eminamente un model de perfecțiune. În cartea de față este pusă în discuție și modernitatea, care apare la Radu Petrescu ca o pasiune de cunoaștere. Prin grila modernității, înțeleasă ca tip de mentalitate, ca model de existență, el înțelege lumea, se înțelege pe sine și înțelege cum să scrie. Consideră, lucru pe care îl mărturisește în unele scrieri ale sale, că tipul omului modern îl poate reprezenta cel mai bine adolescentul. Marea tema lui Radu Petrescu, afirmă Mihai Cempoi, este adolescența, ca singura vârstă care merită toată atenția și prozele sale se impun ca portrete fiziologice de adolescenți, surprinși mai cu seamă prin prisma contrastelor, conform acelei contradicții de tip nihilism versus entuziasm, ca Buildings Romane, citat încheiat. Un alt compartiment al volumului la care facem referință este dedicat și activității de diarist al lui Radu Petrescu. În paragrafele O poetică a jurnalului și Diaristul absolut în viziunea lui Eugen Simion sunt abordate particularitățile jurnalului Radu Petrescian. Paratextualitatea, în sensul că totul se organizează în temeiul legăturilor cu care intră textul cu alte texte, al relațiilor cu cei din jur, al contactelor empatice sau antipatice cu autorii cărților pe care îi citește, al raporturilor intime care se stabilesc cu propriul text, cu sidele său, constelarea de imagini, de figuri, de notații, de întâmplări, amintiri, reflexe, de înrudiri, preocupare pentru compoziție percepută ca întreg și altele. Mihai Cempoi susține că jurnalul lui Radu Petrescu se axează pe o permanentă autoscopie, iar prin neîntreruptă consemnare a lecturilor, jurnalul urmărește și obiectivul unei permanente automodelări, a unei continue ars poetică.
Tot aici sunt analizate portretul pe care îl consacră Eugen Simeon Radu Petrescu, un scriitor român de azi, volumul 4, și amplul capitol cu o privire specială asupra jurnalului, în ficțiunea jurnalului intim. Academicianul român face referință la destinul ciudat al scriitorului târgoviștean, ciudățenie pe care domnul Mihai Cimpoi, academicianul nostru, o explică prin faptul că Radu Petrescu, citesc, s-a dorit un flaubertian, un artist, adică, pentru care o frază valorează mai mult decât conturarea unui personaj și pentru care problema fundamentală este stilul, prin izolarea totală de viața literară, el tipărindu-și cărțile cu mult mai târziu decât când le-a scris, prin faptul că operele sale cele mai bune sunt jurnalele acestor opere și nu operele de ficțiune propriu-zise. Citat încheiat. În paragraful Bacovia, poetele infernului dantesc, Mihai Cimponi oferă detalii curioase despre teza de licență a lui Radu Petrescu. Susținută la 6 februarie 1970, lucrarea ne dezvăluie, potrivit cercetătorului nostru, un Bacovia totalmente Radu Petrescian. Secțiunea finală a cărții, intitulată Radu Petrescu prin el însuși și prin alții, întregește imaginea scriitorului Radu Petrescu, care se constituie, în opinia autorului acestei cărți, din, citesc, numeroase automărturisiri, care se transformă într-un referențial autorial continuu, ce se dezvăluie prin confesiuni directe sau prin identificări cu personajele din jurnal, din romane, din mărturiile contemporanelor și, bineînțeles, la aprecierea criticilor făcute în cronicile de întâmpinare, la operele editate, în istorie și dicționarele literare, în studii monografice despre jurnalul, cel al lui Eugen Simeon asupra diarismului românesc prin unul de referință, în monografiile ce i s-au consacrat aparte sau școlii și în panoramările receptării. Citat încheiat. Astfel, Mihai Cimpoi constată, din autoportretul pe care și-l face în jurnal și din materialele critice care s-au scris despre operele lui, Radu Petrescu se conturează ca un om al cărții, ca un om care are o viziune borgeseană asupra universului ca bibliotecă. E un om carte, în această ecuație identificarea făcându-se sub semnul absolutului. În concluzie, voi puncta următoarele. Prin volumul Radu Petrescu, Flaubertianul postmodern, Mihai Cimpoi ne îndeamnă la lectura, relectura operei lui Radu Petrescu, scriitorul târgoviștean, un destin ciudat, peste care s-a așezat pe nedrept un val al neînțelegerii. Mulțumesc pentru atenție și mulțumim domnului academician Cimpoi pentru o carte despre un veritabil om al cărții. Sănătate și putere de creație în continuare. Doamna directoare, am zis, ne apropiem de sfârșit, da? Da. Da, domnule. Mulțumim. Vă mulțumesc pentru faptul că m-ați citit. A citi acum este un act generos care trebuie apreciat ca atare și nu numai că m-ați citit, dar m-ați și înțeles. Sigur că eu nu produc revoluții copernicane în emnescologie, nici nu-mi propun lucrul acesta și e și greu de făcut, vă dați seama că dacă despre Luceafărul Marin Mincu spunea atunci, la 1971, că erau 1950 de studii despre Luceafărul, deci mai mult decât despre toată poezia românească. Deci ceva nou. Dar, așa cum ați subliniat foarte bine, vă mulțumesc că ați citit chiar cu iconul. Eu știu că Sergiu Cogut m-a citit acolo cu pixul albastru. Oxana German spune că a notat și ea, deci a mers așa cu creionul. Galina Nețoi, de asemenea, așa recunoaște că a mers așa pe Oxana. Și aici mi-am adus aminte că
Basilica citit lumele mele volume și de asemenea cu creionul, absolut fiecare pagină, cu observații foarte pertinente și așa a procedat și marele cărturar Constantin Ciopraga. Constantin Ciopraga mi-a citit istoria deschisă a literaturii române cu pix roșu, vă dați seama, 900 de pagini, deci cu observații foarte și foarte pertinente și cu până și chestiile astea de transcriere, el m-a atenționat că nu se scrie Eugen Lovinescu, e punct Lovinescu. Și aici era pedant, așa era foarte exact. Așa încât spunea domnul profesor Burlacu despre unul din eseurile despre Maiorescu cel mai dens, probabil că așa este, dar acest eseu, dacă vă uitați acolo la datările din subsol, el este un eseu de prin 1988 chiar, adică până la 90, până la 1990. Eu am revenit și în anul următor și pe urmă în 2015, așa că deci Maiorescu e citit de mine și toate eseurile mele poartă marca timpului. De atunci era un Maiorescu așa care ni se revela ca o personalitate mare, deschizător, strateg de valori, cum spunea colegul nostru Paul Cernat, foarte exact. Și astăzi, când apar și niște aspecte mai delicate, fiindcă ați observat că eu aduc în actualitate și cred că mi-a reușit într-un fel acest lucru, să readuc anumite aspecte, să zicem, chiar ale aceleiași relații Maiorescu-Eminescu, care astăzi știți că e foarte controversat, unii consideră, din colegii mei, chiar așa foarte documentați, cum este Nicolae Georgescu, spune că Titu Maiorescu totuși a făcut parte dintr-o conjurație anti-Eminescu, că i-a vrut, nu i-a vrut binele lui Eminescu. Deci aici documentar nu poate fi confirmat. Nu se confirmă nici prin documente, dar nici prin relația pe care a demonstrat-o Titu Maiorescu. Deci, cele 11 ediții Eminescu, banii, în toate scrisorile către editor scria banii sunt al lui Eminescu, pentru că cineva m-a sunat de la București și a, Maiorescu i-a luat banii lui Eminescu. Cum putem? Mai înțeleg eu să fur miliardul, dar să iei de domeniul absurdului. Deci eu vă mulțumesc mult că v-ați aplicat asupra acestor studii ale mele. Vreau să vă spun, dragi colegi, că nu sunt cel mai mare miscol, sunt cel mai înalt miscol. Cel mai mare miscol, cel mai este. Sunt mai mulți mari și eu pe lângă de și sunt poate așa un pic, am o anumită înălțime, că zic eu așa. Vă mulțumesc mult și pare bine că m-ați citit și aici ați demonstrat că sunteți niște exigeți probi, docți, pătrundeți bine lucrurile și asta mă bucur. Și mulțumesc pentru colegialitatea dumneavoastră, absolut admirat. Mulțumesc, doamnă directoare, și pentru ideea dumneavoastră să,
salutăm și un participant care apare pe lângă doamna directoare acolo, permanent, cel mai tânăr. E vorba de Mihai, fiul ei, care se tot uită cam despre ce discută. Mihai și m-a întrebat cine sunt. Eu sunt... Și am auzit despre dumneavoastră. De ce se interesează discuția noastră. Mulțumim, succes, sănătate și atenție la bacilul ăsta foarte viclean și foarte ucigaș. Și noi vă mulțumim, domnule academician, dragi colegi. Eu zic că a fost o discuție foarte interesantă și utilă pentru noi toți și rugămintea mea este să transmiteți comunicările dumneavoastră pentru revista Limba, Literatură, Folclor. Noi vom dedica un compartiment acestui eveniment și vom publica textele dumneavoastră. Dacă aveți, dacă doriți să le publicați altundeva, spre exemplu în Filologia, sau aveți o altă preferință, nu e nicio problemă, dar oricum noi vom face, vom avea o rubrică în revista noastră dedicată acestui eveniment și vom include textele doritorilor care și-au exprimat opinia astăzi. Îi mulțumim colegii noastre, Olesia Gârlea, care a organizat conferința, a fost atentă la toate detaliile și s-a ocupat de tot și avea și Olesia prevăzut o comunicare, era înscrisă în program. Dacă o poate comprima așa, dacă o poate aduce la condiția de concluzii, o ascultăm cu mare drag. Bună ziua, colegi! Vreau să vă vorbesc despre cartea, iată apare aici, Cartea vieții lui Mihai Eminescu, spectacolul ontologic al Rimei Eminesciene. Nu o să răpesc prea mult din timp, fiind final de conferință. Recenzia am publicat-o în revista Bibliotecii Academiei Române și vroiam doar să menționez faptul cum e structurată această carte. Primul compartiment este axat pe relevarea și înțelegerea deplină a sinelui eminescian, iar cel de-al doilea compartiment al cărții are ca obiectiv conturarea tablourului Remări în opera eminesciană. Iată că acest subiect, stratul sonor, în poezia eminesciană, constituie subiectul unei investigații riguroase, unice și de toată aprecierea, demnă de toată aprecierea. Îi mulțumesc domnului Cempoi pentru faptul că a acceptat provocarea și am discutat despre unii termeni germani inserați în această carte. Și surpriza mea a fost să descoper amfibrahul perfect pe care l-a găsit domnul Cempoi în poezia Auzi prin frunze uscate. Studentă fiind, elevă fiind, când am studiat stratul sonor, era destul de dificil să găsești acest amfibrah perfect. Imediat se strecura încă o silabă și perturba tot ritmul. În această poezie, domnul academician ne demonstrează destul de concludent că amfibrahul perfect există și îl găsim în poezia eminesciană. Mulțumim tuturor pentru participare și doamna director, aveți cuvântul, domnul Cempoi. Aș vrea să adaug la aceste comentarii, care sunt foarte exacte, și vreau să mă laud iarăși, îi adaug laudă, autolaudă pe care mi-o aduc. Mi-am propus să fac acest tabel cronologic, deci prima parte a cărții este un tabel cronologic, așa cum îl înțeleg eu, și cum decurg lucrurile din deja starea actuală a emiscologiei. Deci eu interpretez un pic altfel evenimentele, sau cum zic specialiștii, biografemele, și
Mă bucur faptul că Academia Română, care acum reia ediția Terpesicius, a ales tabelul meu cronologic, anume pe al meu l-au ales. Deci ediția începe cu tabelul meu cronologic. În ce privește rima, asta e o mare minune în opera lui Eminescu. El are un dicționar de rime pe care îl observa, vedeți că străinii observă mai bine lucrurile. Bruno Massini, un profesor italian, vorbea la conferințele de la Putna, la care a participat și doamna Maria Șlechtițchi, am văzut materialele publicate, vorbea despre dicționarul de rime al lui Eminescu, care zice, e o bogăție, zice, voi românii nici nu vă dați seama ce e acolo. Rușii, iată, văd pe Miroslava Metleva, se laudă, se mândresc cu faptul că lexicul, deci fondul lexical al lui Pușkin e de 60 ani. Ei bine, în dicționarul de rime, cuvintele rimate ale lui Eminescu depășesc această cifră de 60.000. Se apropie, cred că, de 100.000. Eu așa băbește le-am numărat, dar neavând calculator, în timp, n-am putut să le număr până la capăt. Și apropo de rima emesiană, acum rima nu e prea la cinste, știți? Postmoderniștii nici nu prea rimează. Dar eu când m-am uitat în prelegerile estetice ale lui Hegel, am văzut că despre rima modernă Hegel scrie 6 pagini. Și asta m-a încurajat să scrie despre rima emesiană. Pentru că scrisoarea a doua, Bunăvară, conține numai rime emesiene folosite numai și numai de mine. Rima, rime de sens, vă dați seama, rime de sens, precum descrisoarea întâia, sorții morții. Nu știu cum ar traduce Miroslava Metleeva sorții morții în rusești. E o rimă de sens, adică nu, s-ar putea găsi, probabil. Dar Eminescu a scris și în germană poezie. Scrisoarea întâi este scrisă în limba germană. Deci prima variantă, scrisoarea întâi, scrisă în limba germană și rimată perfect. Absolut. Eu acum un pic m-am interesat de rimele germane ale lui Nietzsche. Deci Nietzsche în tratatele lui folosește versuri. Nici n-a vrut să le editeze aparte versuri. El le consideră că sunt bucăți din tratatele lui filosof. Sunt pură filozofie. Dar are, deci, un preludiu de rime germane pe care el le-a pregătit și cartea lui trebuia să se numească Cartea Nebunilor. Cartea lui de versuri. Bineînțeles, nebunia înțeleasă ca mască al înțelepciunii, așa cum ești la Kreml. Așa că vă mulțumesc că ați vorbit și despre această carte. Ea e cu multe greșeli, eu am revenit la ea, o actualizez, o aduc la așa și vreau să atrag atenție și asupra valorii rimii emesiene. Eminescu este și prin asta un mare poet. El rimează, așa cum vă spuneam, cu sens, cu mare, din cele, nu știu câte, 10.000 de rime pe care le are în dicționarul de rime, 20.000 sunt textuale, zic specialiști, adică le folosește în poezie. 20.000 de rime, în dicționarul de rime, sunt folosite de el în poezie.
Bun, așa încât mai avem de studiat mult. Există încă multe aspecte care trebuie abordate. Vă mulțumesc încă o dată și rog pe doamna Gărlea ca să facă și mie o copie. Cu această ocazie am cumpărat chiar un stick care e de 64, domnul Constantin Ivanov, ce scrie 64, e suficient. Da. Bine, mulțumesc mult încă o dată, sănătate tuturor. Sănătate, domnule Călimcean, să scrieți și să tot scrieți. Și noi să organizăm lansări de carte. Mulțumim, dragi colegi, să fiți sănătoși și dumneavoastră și să ne revedem cu bine cât mai curând. O zi frumoasă în continuare!